Nu știu ce prevede legea aici în Portugalia, dar știu sigur că arderea de vegetație, de gunoi, este nesănătoasă, periculoasă și ar trebui să fie ilegală în toată lumea. Pentru că poluează, pentru că poate să dea foc satului. Sau iată rezervații naturale arabide. El arde crengi de eucalipt. Și se crede gospodar. San Mourinho. Halal și rușine. Se pare că se întâmplă și la case mai occidentale, mai civilizate. Ardere de deșeuri. Grămada asta de scrum pare să fumege încă. Dar nu cumva o ars-o aici în cuptor? O fi un proces tehnologic. Aici văd că tot o ars. Și nu e nici un cuptor pe aproape. Gospodare, mai la deal de primărie, dacă îi prind în flagrant, îi dau pe mâna miliției. Să vedem cum reacționează și miliția portugheză.